Am revenit în direct la Infomedica. Vă reamintesc că în această seară stăm de vorbă cu Simona Negură, terapeut Bowen, despre această minunată tehnică, Bowen sau Bautec. O tehnică relativ nouă. Nu, e nouă de prin 2007. La noi, așa, în România. La noi, în România. E predată de Andrew Zoppo și Carmen Sopon, niște oameni extraordinari. Din 2007. Suntem la ora actuală câteva sute, sau nu, cred că am depășit 1000 de terapeuți. E învățată de oricine, are drag și își dorește să încerce și alte forme de vindecare. Spune-mi, există un profil, ca să-i spun așa, al terapeutului Bowen? Cum trebuie să fie persoana care... Trebuie să aibă dragoste pentru ceea ce face, în primul rând, și să îi placă să ajute. Eu sunt economist. Păi, și așa, știu. Ai făcut mulți ani cu totul altceva. Și nu știu cum am ajuns. Ți-am zis, întâi am fost eu cea care am primit tratament Bowen. Am avut niște probleme hormonale destul de dificile și s-au rezolvat cu această tehnică. A trebuit să mă operez de prolaps uterin. Chiar am rămas uimită că am reușit să scap de cuțit și să nu ajung pe mâna... Știi că după operație te refaci destul de greu. Ei, am făcut, într-adevăr, multe ședințe, eu cel puțin, pentru că... Cam câte? Multe. Multe pentru problema pe care am avut. Eu am avut nevoie de multe ședințe, dar m-au ajutat și nu a fost nevoie să merg să fac acea operație. După aceea mi-am rezolvat și problemele de spate și imunitatea. Eu de vreo 7 ani chiar nu iau niciun fel de medicament. Am nevoie, merg la colegi sau colegii vin la mine și practicăm terapia. Unde se pot face astfel de cursuri? Unde ai mers tu la cursuri? Că am zis, sunt cursuri autorizate, da? Nu învățăm unii de la alții așa. Da, sunt cursuri predate de Academia Bowen din Australia, prin acești doi oameni extraordinari, Andrew Zoppo și Carmen Sopon, în București, în Iași, se fac cursuri și în Cluj. Deci, cam cât durează perioada asta de școlarizare? Mai durează, pentru că primele 7 module se duc așa pe durata vreo 2 ani de zile. Un modul are 4 zile, deci în 4 zile înveți efectiv un modul. Sunt nevoie de 7 module și plus... Intensiv, da. Și e nevoie de cele 7 module și plus tehnicile avansate care se fac ulterior. Din câte am înțeles, nu e nici foarte ieftin să mergi la astfel de cursuri. Nu, dar da, și plus de asta ai nevoie și de cunoștințe medicale. Deci dacă nu ești asistent sau nu ești medic, se fac și cursuri de anatomie și atunci poți fi pregătit pentru astfel de pentru a trata. În general, terapia este ca și terapia este accesibilă ca preț? Da, nu costă foarte mult. Ea este în funcție de cererea pieței, ca să zic așa. Eu practic ofer această terapie și gratuit celor care au nevoie. O dată pe lună la mine vin oameni și primesc ședințele gratuit. Asta e așa... Te-ai obișnuit tu pe principiul ăsta, primește și dăruiește? Da, sau, da. Deci, odată, în prima joi a fiecărei luni, eu ofer aceste ședințe gratuit tuturor celor care vor să... Și n-au mai primit niciodată ședința. Măcar să știe ce înseamnă această terapie, pentru că nu toți își permit să meargă la un terapeut. Și atunci, din curiozitate, măcar să aibă habar despre ce înseamnă terapia Bowen și cu ce se mănâncă, pentru că mulți nu știu. Și apoi, dacă își doresc și simt cumva
schimbări, pot continua. Corect, dacă au nevoie, pot continua. Eu vin întâmpinarea și celor care nu își permit financiar, pentru că nu iau bani la copii cu dizabilități, nu iau bani la persoane foarte în vârstă și care nu au decât o sursă modică de venit. Deci este clar că îi ajut pe toți. Spuneți-mi, care a fost cea mai mare bucurie a ta de când ai devenit terapeut la o vindecare sau în legătură cu un pacient? Ce mai mare bucurie? Hai să lămuresc, nu eu vindec. Da? Datorită tehnicii corpul, pe care tu o aplici, corpul se vindecă, da? Corpul se vindecă, dar, da. Datorită terapeutului. Am avut foarte multe probleme rezolvate cu această tehnică. Cele mai uzuale sunt durerile de oase. Astea sunt primele care se... Durerile de oase care au... Reumatism. Ce cauză? Că poate să fie diverse cauze. Scolioze, lordoze, arterite, artrite, tot felul de boli. De exemplu, am avut o pacientă care era pensionată pe caz de boală. Avea un picior mai scurt și unul mai lung, mergea șchiop. E, această persoană nu avea vârsta de ieșire la pensie, deci primea o pensie pe caz de boală. Ea a venit la tratament, s-a vindecat, pentru că atunci când pleca din cabinetul meu, mersul era drept și normal. În schimb, după ce revenea săptămâna următoare, mersul era din nou. De ce spun că se vindecă doar să-ți păstrezi starea de vindecare? Sunt oameni care se vindecă într-adevăr, dar nu vor să se vindece, pentru că boala le slujește. Și atunci ei aveau nevoie în continuare să primească acea pensiuță. O să spun lucrul ăsta, chiar dacă o să par așa SF, doar să vrei, exact cum spuneai tu, nu e nevoie nici să crezi, doar să vrei să te vindeci. Dacă vrei să te vindeci, Baue nu face minunea și te vindeci. Am avut oameni cu semiparalizii, de exemplu, care... Păi și după... cei care veneau cu pensiile alea mici și pe caz de boală... Ți-am și... spus, sunt oameni... De ce mai veneau dacă nu vreau să se vindece? Nici nu le luam bani, sincer acum, pentru că vezi un om cu o pensie micuță, îi mai iei și tu. Nu, îl ajuți, pentru că asta faci, nu iei pielea de pe om. Am avut pe cineva care nu mergea. După 7-8 ședințe, a venit singur la cabinet, pe picioarele lui, deci a funcționat. Am fost la respectivă acasă. Acum am o pacientă, de exemplu, care a fost operată de la coloana vertebrală și a rămas paralizată de 10 ani de zile. Îți dai seama ce muncă pot să îmi iau. Și vreau să spun că după primele ședințe, acea femeie care nu simțea nimic în organismul ei, a început să-și simtă mâinile, să-și simtă picioarele, să simtă ceva. Mă duc acasă la acea persoană, nu poate veni la cabinet, dar am încrederea că se va pune pe picioare. Și chiar o să vin să spun într-o altă emisiune când aceasta se va face bine. Pentru că am încrederea că se va face bine. Cred că ar fi foarte interesant să vorbim cu acea persoană, pentru că mărturile astea personale sunt... Da, ar fi interesant, pentru că, da, oamenii... Să știi că la terapie așa vin, oamenii de la unul la altul. Eu așa sunt obișnuită să întreb, ție cum ți s-a întâmplat? Sau dă-mi un exemplu concret. Nu neapărat pentru că n-aș crede, dar... Păi mai degrabă cred. Da, exemple. Am înțeles. De asta concrete. Zic eu, așa întreb și să aș vrea să vină persoane care să-mi spună.
asta s-a întâmplat. Păi uite, chiar ar fi indicat, pentru că ești un bun reporter și faci emisiuni atât de frumoase, o să-ți recomand, o să-ți spun acei oameni care s-au vindecat. Ei singuri își vor spune... Până la urmă mergem la tot felul de tehnici de acestea invazive, la cuțit, cum spuneai tu, și avem măcar să încerce altceva, care nu exclude terapiile cunoscute, chiar dacă sunt invazive. Revenind un picuț la copii, ce afecțiuni pot avea copiii mici, eu știu, până în preșcolari, care pot fi vindecate cu această tehnică? Simplele răceli, da? Poți să le faci copiilor o prevenție. Da? Vin la câteva ședințe, îi pregătești pentru... Știi că toamna, întotdeauna copiii, marea majoritate a copiilor răcesc. Le faci câteva ședințe din astea și îi pregătești, Induci corpului... Sunt niște ședințe de creștere a imunității. Da, da. Chiar ajută foarte mult. Și am bebeluși care vin în fiecare toamnă la terapie. Mie îmi sunt tare dragi copii, se joacă, nici nu poți să-i ții pe pat. Pur și simplu îi vezi cum zbenguie prin cabinet și tu le faci mișcările, îi consideră asta o joacă. Și chiar e foarte plăcut să-i vezi... jucăuși așa în jurul tău. E foarte important de știut dacă părinții acelor copii au fost pacienți. Da, da, au fost pacienți. Da. Au fost pacienți, că altfel cam așa se întâmplă. Păi ce spuneam? Trebuie să aibă niște exemple, că altfel... Da, dar știi, lumea acum a început să cunoască și să aibă acces la informație, pentru că internetul este plin cu rezultatele bune nu au cum să nu ajungă la cei care o solicită. Și până la urmă, cea mai tare reclamă este asta, spusă prin Viu Grai. Mi-a făcut cu tare mie, uite, spun mai departe. Da, da, sunt niște terapii extraordinare, deci nu... E nevoie doar să, cum spuneai tu, să crezi. E nevoie să-l vezi pe celălalt că s-a făcut bine și astfel capeți și tu încredere. Și apoi, dacă omul caută pe internet, pe bauen.ro, acolo sunt expuse foarte multe cazuri rezolvate. Eu nu am avut parte de atât de multe cazuri, decât... câteva așa mai spectaculoase, dar funcționează. Și dacă a funcționat la un alt terapeut, de ce nu funcționează și la mine? Nu există. Am avut o colegă, de exemplu, care a avut un pacient cu scleroză multiplă. Și scleroza multiplă e o boală destul de uricioasă. Și vreau să spun că s-a rezolvat această problemă. Am avut o altă colegă care a avut o operație de la cutia craniană și i-a crescut efectiv osul acelui pacient. Cazurile astea sunt pe internet, se pot verifica. Cazul unui copil accidentat și paralizat de la gât în jos, Cătălin îl cheamă, care a mers după 2 ani de terapie Bowen, a mers singur. I s-a mielinizat măduva spinării cu 2 mm, ori odată secționată măduva spinării, ea nu se mai reface și a fost un miracol și pentru medici. Chiar un medic i-a făcut tratamentul lui Cătălie. Se credea că nu se mai reface. Se credea că nu se mai reface, da. Și acel copil și-a revenit, acum are vreo 11 ani, merge, este perfect sănătos. Deci cazurile astea se pot vedea pe internet. Sunt filmulețe cu... Înainte să continuăm discuția, spunem despre terapeuți. Se poate, nu cer să vorbești ceva nici de bine, nici de rău de colegii tăi, dar există terapeuți mai pricepuți și mai puțin pricepuți? Nu cred, pentru că cel care ne predă sunt tehnica... doctori mai buni și mai puțin buni, da?
cum sunt specialiști în orice domeniu, mai buni și mai puțin buni. Deci, dacă e să spun așa, tehnica nu funcționează în anumite cazuri. Ori nu este corect aplicată, da? Ori pacientul are o recădere, se întâmplă să se facă bine și să aibă recădere, exact cum îți spuneam cu acea doamnă, când ea chiar n-avea nevoie să se facă bine pentru că boala îi slujea și atunci ar fi pierdut pensia și nu ar fi fost dispusă să meargă la vârsta aia să mai lucreze undeva, sau nu se respectă acele reguli de după ședință, pentru că sunt niște reguli. Trebuie să faci mișcare, trebuie să bei apă și să respecti anumite principii. Hai să luăm pe rând. Ce înseamnă când tehnica nu este aplicată corect? Când nu este aplicată corect, eu nu cred că sunt terapeuți care nu aplică tehnica corect, pentru că altfel... Trebuie găsite anumite puncte, da? Da, cum le găsești și le izolezi acolo? Asta o învățăm la cursuri, dar îți spun, niciun terapeut din România nu este nepriceput, pentru că asta este datoria celui care ne predă tehnica. Și nimeni nu pleacă fără a ști la perfecție această tehnică. Deci nu există terapeuți buni sau mai puțin buni. Toți sunt la fel. Ți-o spun cu mâna pe inimă. M-ai lămurit. Păi și așa cum aleg? La care să merg? Păi la care rezonez. Eu știu, intuiția ta o să-ți spună la care o să mergi. Nu sunt... Suntem mulți cei și acolo pe site ne găsești pe toți. Eu, de exemplu, nici nu sunt trecută pe site, pentru că consider, las pacientul sau las omul să mă găsească altfel. Nu e nevoie să-mi fac reclamă prin site-ul bauen.ro. Ce ai spus, că trebuie și pacientul să aibă o anumită conduită după aplicarea... Da, după fiecare ședință sau după prima ședință îi spun omului ce are voie și ce nu are voie să facă. Deci nu poți să practici în timpul terapiei Bauen alte manevre, cum ar fi masajul, cum ar fi reiki, cum ar fi, știu eu... Deci alte forme de terapie complementară, da? Da, pentru că interferează cu mișcările Bauen și nu ajută. Mai mult agresez acel corp decât îl ajut. Și atunci recomandăm ca în timpul terapiilor Bauen să nu se facă alte terapii. Dacă ai făcut Bauen, faci Bauen. Dacă vrei să mergi să-ți faci masaj, termini întâi cu Bauen și apoi te duci la masaj. Așa, îmi spune de hidratare. Da, corpul trebuie să fie foarte bine hidratat pentru că apa... Exact, care e principiul sau care e motivul? Păi apa poartă informația și se știe foarte bine. Dacă corpul este hidratat, poate prelua din toxinele corpului și toxinele sunt eliminate prin anumite tehnici aplicate corpului. Se întâmplă să vină pacientul și să-ți spună vreau să-mi faci ceva pentru cutare. Da. Da? Da. Și te-a pus vreodată în, eu știu, în imposibilitatea de a-i acorda... Deci o singură ședință nu este suficientă. Prima ședință este pentru pregătirea corpului, da? Acum, în funcție de... anamneza pe care o faci pacientului, istoricul bolilor și toate celelalte, că îl întrebi ce... Asta e, cum, că vreau să-mi spui de prima întâlnire cu pacientul, până să-l pui pe pat, dacă nu-ți aduce niște analize, hai, o discuție. Da, îi faci pregătire. Un chestionar, nu? Sigur, ce va fi întrebat? Păi, câte boli a avut, care este cea mai recentă boală, problemă sau boală. Cea mai de durată, înaintea de cea mai de lungă durată? Păi da, îți dai seama, ți-aduce aminte de când erai mic, pentru că Bauen nu găsește acea problemă și de când ai căzut la 3 ani. La un moment dat te doare genunchiul și spui de unde mă doare. Păi ai căzut și el găsește problemuța și o rezolvă.
Am avut pe cineva care a căzut din leagă în fund și la a treia sau a patra ședință a avut niște dureri cumplite, dar nu mi le-a spus la început, pentru că ai nevoie, îl întrebi pe om, dar dacă el uită sau nu-și aduce aminte, ce poți să-i faci? Durerile le ai între ședințe, nu atunci. Între ședințe, între ședințe. Între ședințe, pentru că energia lucrează. Lucrează 7 zile și trebuie să-și noteze ce îi se pare de obicei lui suspect, așa, minte. Că i s-a întâmplat în astea. Țin minte și spuneam, am venit, uite, am o durere în cutare loc, pentru că dacă m-a uitat să-mi spună sau involuntar am atins acea zonă, energia acolo se duce și vindecă. Și îmi spune nimic, că asta foarte bine, cum corpul îi lucrează și după o săptămână i-au cedat durerile. Dar e fantastic, pentru că în capacitatea noastră de autovindecare, deci corpul își ia informația și o duce acolo unde e nevoie, doar sunt necesare câteva mișcări. Nu ne dăm seama ce anume, dar o procedură o urmează pe cealaltă. Dacă, să zic, într-o ședință îi faci ceva la spate și durerea se duce la umăr, e clar că în următoarea ședință îi vei face umărul. Este firesc, pentru că acolo semnalizează corpul că ar fi problema. Asculți acel corp. Sunt mirosurile specifice care îți relatează ce anume se întâmplă cu acel corp. Poate e nevoie de o detoxificare, poate e nevoie de... Indiferent dacă folosești parfum scump. Cred că intuiția te poate ajuta, da, de ce nu? Care sunt întrebările frecvente ale pacienților? Sau, eu știu, întrebarea care... Păi, întrebările frecvente sunt de câte ședințe am nevoie să mă vindec. Nu poți să-i spui omului de câte ceva ședințe. Să te pufnească râsul sau să te pună în imposibilitate, măi, ce-a vrut să spun și nu știu ce să-i răspund. Că bănuiesc că asta întreabă toată lumea. Câte ședințe am nevoie? Nu știu câte ședințe are nevoie. Corpul ca să vadă singur. Financiar care e situația sau de ce? Probabil că mulți se gândesc și la partea financiară, dar sunt boli foarte grave, foarte vechi. Dacă tu ești bolnav de 10 ani, nu te aștepți acum să te vindeci în câteva ședințe, pentru că pentru un an de boală ai nevoie de o lună de tratament, să zic. Da? Și nu poți... Uite, cum e doamna aceasta la care merg la ea acasă. E de 10 ani paralizată în pat, nu se mișcă, nu merge, nu nimic. Ei, păi nu o să-i treacă în câteva ședințe, nu? E clar că are nevoie de o perioadă mai lungă. Și reacțiile se văd pe parcurs. În fiecare ședință se îmbunătățește starea ei. Începuse să-mi spui și am trecut de la una la alta, când nu funcționează? Păi asta îți spuneam, când nu funcționează. Când mișcările nu sunt aplicate corect, ceea ce este exclus, pentru că suntem pregătiți de o echipă de profesioniști și nu poți deci să ții... Când nu, mișcările nu sunt aplicate corect. Că, așa, da? Se întâmplă. Poate ai o zi proastă și nu ai aplicat corect mișcările, dar sunt suficiente doar câteva mișcări și corpul reacționează. Bun, deci cum îți dai seama dacă ai aplicat mișcarea cum trebuie? Tu ca și terapeut. Păi eu știu seama? Că am aplicat-o corect. Dar să zicem că ca o zi proastă, da. Și n-ai aplicat mișcarea corectă, atunci nu funcționează, e deci, clar. Deci aștept să obții feedback-ul, să-ți spună pacientul ceva? Nu, îmi dau seama singură. Îmi dau seama singură și nu există să nu o aplici corect, dar se poate întâmpla, știu eu. Sau vine omul cu durere de spate și tu îi faci o procedură pentru genunchi. Păi nu e tocmai ce are nevoie omul, nu? Trebuie să știi ce anume să-i faci. Bun, dacă... Ți-o vii cu o durere de cap și eu îți fac, știu eu... Deci fii atent dacă mă doare spatele, da? Păi dacă vii cu durere de cap, îți aplic mișcările pentru cap. Nu, iau pastilă și vezi cu durerea de spate. Dacă terapeutul, cum spuneai tu, are o zi proastă și nu se poate concentra, poate cumva să transmită ceva negativ? Nu-i fac terapie în acea zi acelei persoane, nu. Nu, deci dacă terapeutul nu face terapie la nimeni, nu? Dacă are o zi proastă sau, eu știu, chiar probleme în familie sau cine știe ce alte probleme care nu... Cum trebuie să fie starea
terapeutului când vine în contact cu pacientul? Păi, trebuie să știi ce faci. Nu poți să fii obosit sau știu eu... Deci nu e ca la un job la care știi timpul trece, la famece. Nu, dar e o mare plăcere să vii în ajutorul oamenilor și nu există să fii plictisit sau să fii, știu eu, prost dispus, pentru că îmi place ceea ce fac și atunci când îți place și faci ceva cu dăruire și cu plăcere, nu există, nu pot sau nu vreau sau nu sunt atentă. Sunt acolo, prezentă în tot ceea ce fac. Simona, suntem la finalul emisiunii. Dacă ar fi, eu știu, o concluzie pe care vrei tu să o transmiți sau un subiect pe care crezi că nu a fost îndeajuns atins despre Bautec? Da, cred că ai atins prin întrebările tale cam tot ce a fost necesar. Ce să spun? E o tehnică minunată și poate fi încercată de oricine. Dacă cineva dorește să o facă, eu o recomand cu mare căldură. Pentru că este imposibil să te doară ceva și să vii la un terapeut Bowen și să nu-ți rezolvi problema. Asta nu există. Deci cu ce toate problemele rezonați, cu cel care vă inspiră încredere? Sunt rezolvate cu această terapie pentru că este o tehnică minunată și o recomand cu căldură oricărui doritor. Simona, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile din această seară despre Bautec. Eu îți mulțumesc pentru invitație, nu știu, cred că am reușit așa să aduc... Dacă pe mine m-ai lămurit, e clar că s-au lămurit și telespectatorii care mai aveau întrebări. Și îți doresc mult succes în activitate și mulțumesc. Data viitoare când ne întâlnim să-mi povestești din nou cazuri din astea spectaculoase care ți-au umplut inima de bucurie ție ca terapeut când ai văzut că funcționează această tehnică. O să-ți spun să merg la cei oameni și chiar ar fi indicat, pentru că cel mai bine cei care sunt în situație pot să-ți povestească despre cum se simt. Abia aștept. Mulțumesc încă o dată. A fost alături de noi Simona Negură, terapeut Bowen. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare la 19:50 la Infomedica și vă doresc până atunci multă sănătate. La revedere!